Timișoara este un oraș lider datorită comunității locale. Viața culturală pe care o are, multiculturalitatea orașului, comunitatea care o are. Am simțit că Timișoara ajunge să fie o comunitate și nu doar un oraș oarecare. Timișoara este un oraș extraordinar în care peste 300 de ani s-au adunat o serie de straturi în care orașul de fapt a reușit să devină un exemplu prin relația sa cu teritoriul, prin felul în care a fost planificat și prin felul în care a reușit să adune, să confirme, să consolideze de fapt și să promoveze diferite idealuri ale comunității de aici. De asemenea, orașul a reușit să devină un exemplu prin felul în care a reușit să coopereze cu teritoriul său și să-l coordoneze poate, prin felul în care a reușit să gestioneze poate și să creeze echipe mixte sau ample, să le dea un rost, să zicem, în teritoriul acesta pentru a-l planifica și pentru a-l amenaja așa cum trebuie. Și aici vin și provocările. Restructurarea pieței Victoria, cred că ar fi un mare plus adus orașului. Concursul desfășurat anul trecut de Primăria Timișoara demonstrează că se poate face arhitectură de calitate și cred că ar fi un mare plus pentru oraș. La fel cum toate celelalte spații publice, atât și cele din centrul orașului, cât și cele din cartiere, pot fi îmbunătățite. Ce consider eu că este necesar în momentul de față este să creăm o punte de legătură între comunitate și mediul de afaceri. Pentru că, de fapt, acești doi actori au făcut ca Timișoara să fie ce este în momentul de față și ei au acționat până acum separat. Ce s-ar întâmpla dacă ar lucra împreună? Și dacă administrația locală pune și ea umărul, e clar că sky is the limit. Pe viitor să promoveze cooperarea instituțională, să reușească să ofere oportunități echipelor de planificare spațială multidisciplinare produse de către universitățile noastre și de asemenea să reușească să treacă peste barierele administrative pentru a reuși să influențeze, așa cum a făcut-o de-a lungul timpului, nu doar limitele sale administrative, ci întreaga regiune. Comunitățile nu se formează de la sine, se formează prin aportul fiecăruia dintre noi. Și cred că timișorenii au nevoie de un fel de push, dar care vine din interior, să se implice un pic mai mult în comunitatea asta care se creează. Pentru că se creează împreună cu ei, pentru ei și nu se poate fără ei. Da, bună ziua! Eu n-am văzut filmul, nu știam ce ne așteaptă și îmi place foarte mult cumva mesajul transmis, pentru că așa ceva încercăm să creăm și în următoarele, nu știu, 90 de minute. O discuție despre viitorul Timișoarei, despre cum vrem noi ca generație să marcăm acest viitor, cum ne imaginăm această dezvoltare a Timișoarei. Va fi un scurt sau mai puțin scurt input din partea mea, apoi împreună cu Ruben Lațcău o să prezentăm câteva din proiectele mari pe care noi le avem ca oraș și într-o a doua parte o să avem o discuție aici pe scenă cu Alexandra Trofin, cu domnul Sturza, cu Ovidiu Șandor, despre cele discutate. Dacă ne gândim la Timișoara așa cum este astăzi, e clar că ea a fost marcată de alte generații care și ei cândva și-au imaginat viitorul acestui oraș, de un Carol Telbis, un Stan Vidrighin, un Fackelman, un Sechei, oameni în administrație, arhitecți, oameni în sectorul privat, care fiecare, într-un moment în istoria orașului și a imaginat un viitor și a contribuit la acest viitor. Și cred că este extrem de important și pentru noi să dezbatem cum noi ne imaginăm viitorul, care este contribuția noastră pentru acest viitor
și care sunt de fapt regulile după care vrem să decidem care sunt rezultatele muncii noastre în administrație, în universitățile, în instituțiile publice, în sectorul privat. Și de aceea am invitat în această tânără seară un public divers de arhitecți, de dezvoltatori imobiliari, de oameni activi în societate civilă, în universitățile, studenți, oameni din administrație publică, tocmai pentru că, și asta a fost și exprimat în film, pentru că este o dezbatere pe care trebuie să o avem împreună. Eu aș vrea să încep înainte să vorbesc un pic despre mecanismele pe care am încercat să le creăm în cadrul primăriei pentru a gestiona acest domeniu de dezvoltare și de urbanism. Aș vrea întâi să încep cu o remarcă importantă apropo de acest concept de comunitate. Cred că trebuie să pornim cumva de la realizare că un oraș întotdeauna este alcătuit de nevoi și de așteptări diferite. Și nu știu, oricând merg într-un cartier, chiar recent am fost, săptămâna trecută, cred că am fost într-un loc unde am demolat niște garaje și unde o să facem o parcare și a fost absolut fascinant cum chiar atunci când mergi cumva într-un micro loc în oraș, chiar acolo există așteptări foarte, foarte diferite ce acest loc trebuie să fie. Dacă să mai păstrăm o fâșie de spații verde sau mai bine transformăm și asta în parcări, dacă să punem, nu știu, țarcul de pubele la intrare sau la ieșire și fiecare în funcție de pe ce etaj locuiește, în ce care dintre cele patru blocuri locuiește, are alte nevoi. Asta la scară mare e și când vorbim despre nevoile, așteptările, nu știu, dezvoltatorilor sectorului privat versus anumite interese publice. Și nu este posibil să gândim un oraș în care aceste diferențe, aceste așteptări diferite, aceste nevoi să dispară, ci dimpotrivă avem nevoie de mecanisme care să le gestioneze și care să ajungă la compromisuri, în cel mai bun sens al cuvântului, care să respecte nevoia fiecăruia, dar să găsească și soluții care fac sens pentru comunitatea întreagă și pe termen lung. Și eu cred că, dacă mă întrebați pe mine care este rolul unui primar sau unei administrații, este tocmai acest rol de a găsi acele compromisuri, de a modera acest dialog între nevoi într-un oraș atât de complex și cât de mare cât este Timișoara. Și noi am încercat foarte mult în ultimii 4 ani și parțial am și reușit să găsim astfel de mecanisme de moderare, de facilitare și de a găsi soluții strategice care găsesc cumva împăcare și pe termen scurt pentru cei care acum au interese diferite, dar care în același timp merg și într-o direcție bună pentru viitorul orașului. Și aș vrea foarte scurt să vorbesc despre câteva dintre aceste mecanisme, pentru că indiferent ce fel de direcție ne dorim, cred că este foarte important să înțelegem pe ce instrumente și pe ce mecanisme ne bazăm. Și aș vrea, înainte să vorbesc, o să vorbesc destul de mult și despre urbanism astăzi, dar aș vrea să vorbesc despre altceva, cumva, în afară sfere de urbanism, despre această minunată poziție pe care am creat-o manager de cartier, adică am angajat-o oameni al cărei cumva misiune este să fie interfața administrației într-un cartier anume, adică la nivelul de firul ierbii, să gestioneze toate așteptările, toate problemele, provocările pe care un cartier anume le are trăind în acest oraș. Și intenția noastră este să întărim această funcție și de la un moment dat să trecem de la, nu știu, gestionarea sesizărilor despre gropi și corpuri de iluminat în cartier,
la un nivel în care aceste persoane pot să și faciliteze discuții despre proiecte de investiții care se fac acolo. Am vrea să trecem la un următor nivel pentru metodele de dezbateri publice și așa mai departe. Am extins această încercare de guvernanță participativă și în zona digitală și am dezvoltat mai multe proiecte și strategii punând documentațiile online și cerând feedback de la oameni. De exemplu, pentru Pădurea Verde, conceptul, cred că Ruben a primit mii de răspunsuri. Câte? 3500 de răspunsuri pe care le-am colectat online la acest concept. Același lucru am făcut pentru strategia pentru zona de nord, pentru proiectul în Piața Traian. Adică încercăm să mapăm cât de multe din aceste nevoi posibile. Că nu putem să includem toate dorințele este o altă chestie, dar cred că foarte mult trebuie să dezvoltăm noi mecanisme de participare publică în dezvoltarea orașului. Pentru că, într-adevăr, relația între cetățean și oraș, eu cred că altfel spus, eu cred că singurul loc unde mai putem să salvăm democrația este la nivel de oraș. Doar aici se mai găsește această legătură directă între cetățean și comunitate, între cetățean și stat, unde mai putem să refacem lanțul de încredere care la nivel național, din păcate, peste tot în Europa, peste tot în lume, s-a pierdut în foarte, foarte multe societăți. Și aici este locul în care putem să refacem acest lanț de încredere, tocmai implicând omul în felul în care se dezvoltă orașul. Bineînțeles că provocarea este să fim totuși o comunitate care merge într-o direcție anume, pentru că dacă mergem fiecare în direcția lui, atunci guvernanța participativă devine total aleatorie și nu mai găsim un lucru comun și de aceea avem nevoie și de reguli și de instrumente care ne duc în această direcție comună. Aș vrea să menționez câteva din aceste mecanisme pe care împreună cu domnul arhitect șef și toată echipa de la urbanism le-am dezvoltat în ultima perioadă. Un instrument foarte important, cred eu, este tot ce am făcut în zona digitalizării, unde suntem cea mai digitalizată primărie în România momentan, dar suntem de fapt doar la început, adică am construit fundamentul pe care o să mergem mai departe. În curând se pot depune și autorizațiile de construcție online, dar am înțeles că OARE a făcut un mic sondaj în rândul arhitecților și de fapt arhitecții încă nu sunt 100% pregătiți pentru această nouă formă și de aceea spun foarte clar că o să fie o tranziție foarte lungă spre această lume complet online, cel puțin în domeniul de urbanism. Dar în același timp am finalizat acum licitația pentru noul GIS și asta va fi, cum spun americanii, un game changer, adică să avem un sistem digital unde toate informațiile sunt puse, mai multe straturi de informații, de la, nu știu, utilități până la autorizații de construcție și puzuri în vigoare, sunt disponibile pe o hartă și atunci un certificat de urbanism de informare, de fapt, pot să accesez direct și să vezi ce regulamente există, de exemplu, pentru o anumită zonă sau într-o anumită stradă. Asta împreună cu noul PUG va ușura, cred eu, foarte, foarte mult relația între administrație și cei care vor să investească în Timișoara și va eficientiza foarte mult munca în primărie, pentru că adevărul este, așa cum am spus și la evenimentul de digitalizare momentan, oamenii încă fac de prea multe ori muncă de robot și trebuie să ajungem cu ajutorul tehnologiei într-o eră în care roboții fac munca de robot și oamenii fac muncă de oameni, adică o muncă creativă, o muncă empatică, de consultanță și așa mai departe, dar nu doar să redă lucruri care
pe care am putea să le scoatem și din baze de date într-un mod foarte facil. Deci asta este sistemul la care lucrăm și dacă tot am zis de PUG, vreau să și spun că am început cumva deja demersurile să actualizăm PUG-ul, pentru că este clar că reflectă o situație în teren care, știți că au început în 2011 s-a semnat contractul pentru elaborarea PUG-ului, deci și PUG-ul care a fost în vigoare până acum 2 luni a fost elaborat în la începutul anilor 90 și e clar că de atunci s-a schimbat foarte mult, deci începem de acum să revizuim PUG-ul și asta este pentru unii dintre dumneavoastră poate relevant și interesant. Deci cu toate aceste instrumente care ușurează relația între administrație și dezvoltatori, care fac toate aceste lucruri mult mai transparente, care fac ca regulile să fie mult mai clare, ce vom face și ce am început deja? Timișoara are niște zone care se vor schimba radical, care se vor dezvolta foarte, foarte mult. O zonă, de exemplu, este zona de nord, adică Torontalului și în vestul Torontalului, unde încă este un spațiu de 1000 de hectare. Primăria are doar 100 din aceste hectare. Cel mai mare proprietar este, de fapt, Universitatea de Științe ale Vieții, cu 300 de hectare, cred că, și în rest sunt proprietari privați. Și acolo, deci, vom vedea o dezvoltare foarte puternică în următorii 10 ani și noi am lucrat și votat în Consiliul Local la o strategie în care am încercat cumva să reparăm ceea ce a fost peticit până acum, puzuri individuale undeva pe câmp și am lucrat la o strategie comună cum această zonă se va putea dezvolta și momentan lucrăm chiar la un puz pentru o bună parte din această zonă în care definim exact unde vor fi străzile, unde vor fi terenuri rezervate pentru școli, pentru grădinițe, pentru că nu mai vrem această dezvoltare dispersată, haotică, cum o vedem în zona metropolitană în Timișoara. În același timp lucrăm momentan și împreună cu proprietarii în zona antenelor, adică acolo unde acum e Euro, lângă mall, care este acolo, e o altă situație, nu este o cumva dispersie urbană și dezvoltare haotică, ci de fapt e o locație industrială unde va trebui să existe o reconversie într-un spațiu urban și lucrăm acum cu toți proprietarii la o strategie pentru această zonă și eu cred că acolo va crește un nou centru al Timișoarei cu funcțiuni diferite pe care le definim acum și este prima oară când facem o astfel de strategie împreună cu proprietarii privați, care dacă fiecare s-ar apuca să facă cumva singur un puz, s-ar bloca la un moment dat pentru că foarte multe decizii depind de ceilalți și de fapt de toată zona. Un al treilea caz îl avem, de exemplu, în zona Traian, unde lucrăm la un puz pentru o zonă protejată și în care vrem să reglementăm din partea orașului, nu să așteptăm să vină un investitor privat, ci noi din partea orașului să reglementăm urbanistic toată zona. Deci astea au fost 3 exemple cum încercăm cu instrumentele pe care le avem să stabilim pentru anumite zone în oraș anumite direcții orientative și anumite reguli, astfel încât să existe o claritate. Și asta, până la urmă, este tot scopul nostru, este să existe, mai ales pentru dezvoltatori imobiliari, pentru dezvoltatori, investitori, să existe o claritate despre unde se îndreaptă lucrurile. Această claritate nu se naște în burta primarului, ci această claritate se poate naște doar unul la mână
în dialog și doi la mână cu foarte, foarte multă transparență. Tocmai de aceea e atât de important să dezvoltăm și mecanismele digitale în același timp, pentru că doar ele ne asigură o transparență reală și ne asigură că anumite lucruri nu pot fi ascunse într-un sertar, cum s-a întâmplat în trecut adeseori. Dar mai este nevoie de un al treilea aspect, este nevoie și de o administrație care știe să negocieze, dacă vreți așa, acest interes public despre care am vorbit la început și care știe să gestioneze și să găsească soluții în această tensiune între interesele investitorului privat și interesul public, mai ales atunci când vorbim de investiții mari și importante. Aceste negocieri nu sunt niciodată simple, ușoare, dar pot să vă spun, pentru că am participat la multe dintre ele împreună cu domnul arhitect șef în ultimii ani, că am găsit o formulă prin care de foarte multe ori, în momentul în care noi înțelegem care de fapt sunt interesele investitorului privat, putem să găsim de foarte multe ori soluții care sunt benefice pentru public și pentru privat. Și asta de fapt este scopul și mă bucur că în general avem în Timișoara o evoluție în care calitatea construirii crește constant și în care dezvoltatorii au înțeles că valoarea investițiilor lor crește odată și cu valoarea și cu interesul public în ceea ce privește mediul înconjurător pentru aceste investiții. Adică, mai simplu spus, degeaba faci undeva un bloc cu locuințe ieftine dacă acolo nu ai trotuar, dacă nu este în apropiere și o școală și așa mai departe. Și tocmai de aceea, de foarte multe ori, aceste negocieri de fapt încearcă să definească un culoar de interese comune pentru aceste investiții și încercăm să-i convingem să doneze o parte din drum ca să putem să facem un trotuar sau așa mai departe. Și pentru prima oară, spun eu, cu un pic de modestie, avem o administrație care poate să articuleze acest interes public și care poate să găsească acest culoar de interese comune. Bun, asta a fost cumva o primă impresie despre, cum să zic, cutia noastră de instrumente pe care le dezvoltăm. Acum, două, trei, patru idei, cu mai mult nu vă chinui acum, despre unde cred eu în ce direcție se dezvoltă Timișoara sau trebuie să se dezvolte Timișoara sau care de fapt este provocarea pentru generația noastră. Și aș spune că prima provocare este cu siguranța integrarea Timișoarei în zona mai largă metropolitană și în zona periurbană. Acolo o să, atunci când imediat o să-l rog și pe Ruben să vină pe scenă și o să vorbim un pic despre câteva investiții majore de infrastructură de care o să avem nevoie ca să integrăm mai bine Timișoara în această zonă periurbană. Dar rămâne și o mare, mare provocare de guvernanță, de fapt. Și aici, din păcate, pârghiile administrative sunt încă mult prea limitate în România. S-a schimbat acum legea pentru zone metropolitane funcționale și o să lucrăm în direcția unei astfel de zone, dar în momentul în care ai foarte, foarte multe interese cumva prea mici în jurul unui oraș magnet ca Timișoara, devine destul de dificil să integrezi toate aceste nevoi. În revizuirea Pugului, doar ca să dau un exemplu, noi deja am început acum discuțiile cu comunele periurbane, cred că când a fost întâlnirea cu Ghiroda, astăzi, cred că, Dumbrăvița și-a votat acum Pugul, Giroc și Moșnița încă așteptăm și bineînțeles că încercăm să armonizăm toate aceste viziuni urbanistice tocmai pentru că nu are rost ca fiecare să fiarbă doar în propria oală. Dincolo însă de, să zicem, această extindere a Timișoarei,
care încă o dată, spre deosebire de Cluj, de exemplu, fizic încă e posibilă într-o mare, mare măsură, adică fizic avem, nu știu, după Ruben o să vorbească poate de pasajul Solventul și de pod prin care deschidem tot ce înseamnă Ronaț foarte mult, adică fizic încă ne putem dezvolta foarte, foarte mult, dar dincolo de această extindere, Timișoara are nevoie, de fapt, și de mișcarea opusă, adică să readucă oameni în oraș. Și asta va trebui să facem inclusiv printr-un proces de densificare. Pentru unii, acest cuvânt de densificare sună ca ceva de ce trebuie să ne speriem, dar aici Pugul nou are, de fapt, o linie destul de clară, în sensul în care densificare va exista de-a lungul arterelor mari, unde, da, are rost cumva să construiești blocuri și, în același timp, zone rezidențiale, zone de case, unde nu mai este posibil să construiești blocuri. Deci, dacă vreți, așa este mult mai separat acum, unde avem artere de densificare și unde nu avem. Și e un detaliu destul de interesant că putem să gândim densificare chiar și în anumite zone istorice. Și acum nu știu cum a rămas în Pug, deci nu mă citați aici, dar mi-amintesc de o discuție cu un arhitect care știe zona de Iosefin foarte bine, care a zis că Bulevardul Dragalina, bulevardul care duce din Iosefin spre gară, a fost gândit atunci ca un bulevard cu clădiri înalte, cu nu știu care sunt acum la colț, acum 3 etaje sau sunt 3, dar atunci austriecii, nu știu, au plecat prea repede, n-au mai avut bani și sunt multe clădiri acum pe acest bulevard care au un singur etaj. Bineînțeles că acolo, în viitor, putem să gândim și să imaginăm clădiri care integrează și substanța istorică, dar care duc tot frontul stradal la 3 etaje. Și spun asta tocmai pentru că știu că există anumite temeri și frici față de acest cuvânt de densificare, dar trebuie să ne fie foarte clar că nu vom putea obține o calitate a vieții mai mare dacă nu densificăm anumite zone, tocmai ca să eficientizăm și serviciile publice, tocmai ca să facem mai fezabil un anumit tip de transport în comun și tocmai ca să accesibilizăm pentru mai mulți oameni anumite servicii sociale. Deci această tensiune între extinderea planificată a orașului și densificarea orașului existent va fi una pe care va trebui să gestionăm noi toți în următorii 5, 10, 15 ani. Un al doilea subiect de care avem urgent nevoie sau o a doua perspectivă mai degrabă este tocmai această microperspectivă de care am vorbit atunci când vi-am povestit de această întâlnire cu cetățenii unde am făcut parcarea. Eu sunt foarte mult pe stradă și mai ales în cartiere și este absolut frustrant să vedem toate cartierele, mai ales cele comuniste ale Timișoarei, care toate au spații, microspații între blocuri, care arată absolut deplorabile. Foarte, foarte multe spații verzi. Identitatea Timișoarei ca un oraș al spațiilor verzi nu trebuie să o înțelegem doar prin parcurile noastre și anumite zone verde, cum e Malul Begă și așa mai departe, ci o putem descoperi inclusiv prin această prismă de spații verzi părăsite care stau în paragină în zone comuniste, unde uneori, nu știu, mă gândesc acolo în Dacia, ai niște, de exemplu, ai niște alei foarte generoase, dar care momentan nu sunt deloc exploatate. Deci,
În viitor, eu cred, asta acum este cumva o temă de casă pentru administrație, dincolo de legăturile de infrastructură pe care o să le gândim și despre care o să vorbească și Ruben, și dincolo de această extindere și dincolo de densificarea mai degrabă prin investiții private, trebuie să gândim în același timp și un program de revalorificare a spațiilor mici în cartiere, acolo unde stau oamenii. Atunci când ies din casă, să regăsească un spațiu de calitate a vieții. Pentru că momentan aceste spații nu aparțin nimănui. Dacă mai găsești o asociație proprietar, își mai îngrijesc până la trotuar. Dar inclusiv aici eu cred că va trebui să lucrăm și la un nou spirit, un nou simț al apartenenței la cartierul tău. Și asta mă duce la a treia perspectivă, care este perspectiva culturală. Capitala Europeană a Culturii, și o repet până când ne iese din urechi, Capitala Europeană a Culturii nu a fost doar o serie de evenimente pentru Timișoara, ci a fost și rămâne un proiect strategic prin care ne asigurăm că vom păstra bazele economice, bazele prosperității noastre. Pentru că doar într-un oraș creativ, doar într-un oraș în care oamenii au ce să facă în viața lor, în timpul lor liber, doar într-un astfel de oraș vrem să trăim și doar într-un astfel de oraș există o bază bună pentru activitate economică pe termen lung. Și de aceea investițiile în infrastructura culturală, dar și gândirea orașului ca un spațiu cultural în care deschidem, spații pentru întâlnire, pentru a te a interacționa cu alți oameni, pentru a deveni un membru al unei comunități. Acest lucru este un scop strategic pentru noi toți, mai ales pentru administrație, dar încă o dată aici asta e cumva o pistă de gândire și de viziune pe care cred că trebuie să o urmărim cu toții și poate Ruben mai vorbim imediat și despre câteva investiții majore în cultură. Și asta, poate asta ca un ultim gând, eu cred că Timișoara va putea să-și păstreze prosperitatea doar dacă va deveni și mai mult un oraș al tinerilor. Și aici toată discuția despre felul în care exploatăm universitățile noastre, felul în care integrăm universitățile noastre, cercetarea, dar și studiul în sine, în viața urbană e o discuție foarte, foarte urgentă. Unde s-au făcut anumite progrese, inclusiv cu Alianța Universităților Timișorene, dar unde simt eu încă suntem la început, unde clar că avem nevoie de o nouă viziune și pentru complexul studențesc, unde iarăși suntem împărțiți cumva ca și proprietari, unde are și primăria, sunt și proprietăți private, au și universitățile, unde trebuie să găsim o viziune comună și bineînțeles că și pentru spațiile universitățile ale științele vieții sunt foarte importante. Acolo, apropo, cred eu, o zonă de cercetare, un hub de cercetare și un hub de expoziție, o mare zonă de expoziție este ceva de ce avem nevoie. Bun, aș vrea să mă opresc, nu să mă opresc, ci să mă extind cu încă un creier și încă o gură aici și să le invit pe scenă pe Ruben Lațcău, viceprimarul Timișoarei, care, după cum sigur știți, a fost în ultimii 4 ani responsabil de investițiile orașului, care a coordonat mai multe planuri strategice pe care le dezvoltăm, tocmai lucrăm la un nou plan de mobilitate urbană durabilă, tocmai în curând o să votăm și noua strategie, strategia integrată de dezvoltare urbană, SIDU.
Dar bineînțeles că și la foarte multe proiecte foarte concrete. Și pentru că sunt poate câțiva oameni care au bani și nu știu ce să facă cu acești bani, aș vrea să te întreb, Ruben, dacă ar trebui să dai un sfat, care este o zonă în oraș unde merită investit acum, pentru că va crește foarte mult sau se va schimba foarte mult, care ar fi această zonă și care sunt ideile noastre pentru a conecta această zonă de restul orașului? Mulțumesc că a venit băiatul cu drumurile pe asfaltul. Dacă ar fi să răspund la întrebarea asta, zice foarte simplu, cred că extravilanul din vestul Timișoarei, de la uzina de apă nord până la DN6, unde e acum Pitul, este probabil zona care va crește cel mai mult în următorii 10-20 de ani și din prisma faptului că acum este zona agricolă, este într-un extravilan neurbanizat, neintrodus în intravilan orașului, practic nu poți să faci în momentul ăsta decât agricultură pe el și din prisma faptului că dacă ne uităm la Timișoara, la hartă din satelit, vedem că practic linia de cale ferată de la vestul orașului a funcționat ca și o barieră naturală perfectă și toată dezvoltarea s-a oprit în acel punct. Ea a continuat foarte puternic în estul și în sudul Timișoarei, Ghiroda, Moșnița, Giroc, Chișoda au crescut ca și niște ciuperci pe trunchi, dar calea ferată a oprit această dezvoltare. Iar în următorii 50 ani, undeva până în 2030, vom avea finalizată centura de vest în această zonă, vom avea radiala nouă care va duce strada Gării, prelungirea până în centură, vom avea undeva de anul viitor început pasajul peste calea ferată de la Radu de la Fumați și atunci toată această zonă se va vasculariza foarte mult și la Coca-Cola, acolo la DN6, vom avea un pasaj rutier care va fi în execuție undeva de anul viitor pe proiectul de reabilitare a căii ferate, cel prin PNRR. Și atunci această zonă dintr-o dată va deveni o zonă care acum este una foarte izolată. Ca să ajungi în acea zonă trebuie să treci pe acolo, pe la solventul, pe sub un pasaj, pe un drum foarte îngust, nu știu cât ați fost în zona respectivă vreodată, dar în 3-4 în acea zonă va fi o zonă care va fi foarte conectată de oraș și vorbim practic de o zonă, în momentul de față, un extravilan agricol, care în curând va fi foarte urbanizată, va avea acces la rețeaua de autostrăzi, pentru că centura de vest va fi la 4 benzi, ea se va conecta automat în A1 prin prelungirea de la San Andrei. De asemenea, centura de vest prin centura de sud, în partea de sud dinspre Giroc, va fi automat conectată la A9, la drumul autostrada către Reșița, care și ea are finanțare pe programul operațional transport și, în mod normal, cred că undeva anul viitor ar trebui și ea să intre în licitația de execuție. Deci această zonă a Timișoarei, cred că este în zona asta, în momentul ăsta, zona cu cel mai mare potențial și probabil cu cea mai mare creștere, dacă ar fi să comparăm un extravilan, nu agricol, acum cu potențialul pe care îl are pe termen mediu și lung. Poate ar trebui și noi să cumpărăm, adică nu noi doi, ci orașul. Cu integritate, nu știu dacă avem voie. Da, da. Hai să poate să ieșim puțin în zona asta de asfalt și am menționat mai înainte această moștenire de oraș al spațiilor verzi. Și aici, pentru mine, una dintre, cum să spun, frustrările mele cu lucruri pe care nu le-am reușit în ultimii 4 ani are legătura cu canalul Bega, care cred că este o comoară pe care noi toți, ca oraș, încă o folosim mult, mult prea puțin și unde, de fapt, avem nevoie de o gândire mult mai largă și mult mai multidisciplinară decât reușim acum. Fiecare își extrage bucata lui din canal, și sportivii, și un pic terasele, și aquatim, și colterm, și transportul în comun, dar nu există cu adevărat o viziune integrată și eu cred că asta este un mare, mare task de fapt pentru noi toți și am început deja cu primele discuții în care încercăm să aducem toți stakeholderii la masă. Dar, Ruben, de fapt, canalul Bega este doar, cum să zic, coloana vertebrală pentru o rețea și mai mare, o rețea verde și albastră, apă și
și natură. Poate ne explici un pic în ce direcție credem că trebuie să se dezvolte această rețea. Partea bună cu dezvoltarea din estul Timișoarei, Ghiroda, Moșnița, este că aici avem, pe lângă suprapunerea asta de creștere de urban sprawl puternic, avem și cel mai mare potențial verde-albastru din Timișoara și zic din start că nu este asta ideea mea, nu mi-o asum. Avem pe de-o parte pădurea verde și culoarul Behelei, care curge prin pădurea verde și acumularea de la Dumbrăvița, care e un lac artificial, nu știu câți ați fost acolo vreodată, e un lac foarte mare în nordul pădurii, pădurii verzi, chiar în buza pădurii, unde te poți plimba cu caiaca noile, eu m-am plimbat cu canoele acolo. Behela curge, iese din pădure și avem acea zonă de pădure de ansă care leagă Timișoara de Ghiroda, de la Calea Lugojului, unde avem și culoarul Behelei, care merge până spre Bega și tot în acea zonă este fosta pescărie, undeva la 30 de hectare de teren care astăzi aparține primăriei Ghiroda, primăriei Timișoara și o bucăți mici unor privați, o zonă care este fosta pescărie, este propice și perfecte pentru un parc metropolitan. Iar mai departe continuă cu canalul Subuleasa și merge în sud, conectează pădurea Bistra și într-un final această rețea de canale verzi albastre merg până în culoarul, până în situl Natura 2000 în lunca Timișului, care este sit Natura 2000, toată lunca Timișului. Și practic toată această zonă etapizată, ea trebuie să fie legată într-o rețea masivă de spații verzi albastre, de spații de recreere, care să tranșeze, să depășească limitele administrative. Am început deja proiectul de pădure verde, care este în acest moment destul de avansat și, precum ai și zis, a fost undeva la 3500 de feedback-uri la acest proiect. Asta înseamnă că 1% din populația orașului a avut o opinie despre acest proiect. În mod evident au fost poate mulți din Dumbrăvița, dar tot este o cifră enorm de mare raportat la acea activitate sau acea implicare civică avem în mod normal într-un astfel de proiect și arată de fapt nevoia foarte mare. Proiectul ăsta este un proiect care își propune să facă puțin, tocmai pentru că își dă seama că suntem într-o fază extrem de incipientă, în care nu putem să venim cu foarte multe idei extrem de avansate și trebuie să luăm în bucățele micuțe și trebuie întâi să deschidem spațiul, să valorificăm și după care să ne gândim mai mult cum putem să-l exploatăm. Ea va fi doar perimetrală, vom avea amenajări extrem de naturaliste, nu va fi niciun centimetru pătrat de beton, niciun centimetru pătrat de asfalt în pădure, toate construcțiile vor fi din lemn, toate construcțiile vor fi fără fundație, toate amenajările vor fi cât mai naturale și cât mai lipse de elementul antropic. Intenția este și dorința mea foarte mare este ca copiii Timișoare să-și petreacă prima noapte la cort în pădure, în pădurea verde. Și când avem săptămâna altfel, cum este acum, de exemplu, copiii să meargă la pădurea verde, să stea în cort o zi, două, să facă ore de biologie, ore de natură, să învețe despre protecția naturii și despre mediul înconjurător, nu într-o clasă, uitându-se pe o planșă sau poate pe o tabletă digitală pe YouTube, ci mergând cu profesorul în pădurea verde, petrecându-și acolo în clasa 5-a, 6-a, 7-a, prima noapte în pădure, într-un mediu, să spunem, cât de cât controlat și sigur. Și desigur, încet, încet să extindem această rețea și să creștem zona metropolitană. Aici va fi foarte important, Dominic, să avem o colaborare cât mai strânsă cu comunele periurbane. Va fi foarte important să începem, după ce această revizuire se finalizează, următoarele puguri, poate la modul ideal să fie un pug comun, colectiv, într-o structură metropolitană în care toată lumea să adere. Și în felul ăsta să putem să ne asigurăm că spațiile astea care practic leagă urbanizarea, să fie de fapt nu doar rețelele de drumuri, de comunicații, ci să fie rețele alternative verzi, care să funcționeze atât ca și rețele de biodiversitate, cât și ca și rețele de recreație și divertisment. Eu cred că aș vrea să adaug un gând, cumva un pic mai, cu un pic de zoom out din Timișoara, pentru că cred că și în invitație am și evocat dacă suntem un lider european, de fapt. Și eu sunt ferm convins că, bine, în general am această teorie că momentan în Europa avem problema că încă suntem între Europa de vest și Europa de est, cumva defazați, că vorbim limbi diferite și foarte multe politici europene de fapt suferă pentru că sunt gândite în vest și există această preconcepție că nu pot sau nu vor să fie implementate în est și că oamenii aici sunt un pic înapoiați și mai au nevoie de încă 20 de ani ca să înțeleagă toate aceste politicile importante gândite la Bruxelles. Și
Un domeniu unde această fricțiune este cea mai evidentă este în acest domeniu de verde, de ecologie, de schimbări climatice, unde, iarăși, există cumva un curent extrem de ambițios, care, bineînțeles că cu toate transformările și economice și așa mai departe, și unde există, cum să spun, preconcepția că noi aici încă nu înțelegem acest trend de tranziție verde și așa mai departe. Și cred că avem o responsabilitate, de fapt, să reinventăm această temă ecologică, dar cu propriul nostru limbaj, cu propria noastră istorie de oraș al florilor, adică n-au inventat, nu știu, bavarezii iubirea pentru natura, și de fapt să găsim propriile noastre răspunsuri, de exemplu, la provocările schimbărilor climatice. Pentru că da, și în Timișoara va trebui să ne gândim la un oraș care gestionează mai bine o creștere a temperaturilor. Inclusiv am avut discuția, poate la un moment dat, să nu mai avem asfalt negru pe trotoare, ci beton. Beton sau un asfalt, nu știu, un bej. Sau un bitum bej. În fine. Dar eu cred foarte mult că cu un astfel de proiect, care de fapt nu e un proiect, e o gândire întreagă cum să recuperăm spațiile verzi în Timișoara și în jurul Timișoarei și să le conectăm și să avem un mare, mare culoar prin care teoretic am putea să ne plimbăm prin parcuri și pe mal fără să ajungem niciodată să ieșim dintr-o zonă verde. Prin acest exercițiu, de fapt, putem să redefinim ce înseamnă cumva legătura cetățenilor cu natura urbană în contextul Europei de Est, care încă o dată este un cu totul alt context decât cel prezentat în discuțiile de politici publice la Bruxelles sau la Berlin sau la Paris. Aș adăuga o chestie la ce spui tu aici. Și-am mai făcut comparația asta. De multe ori vedem imagini pe internet cu orașe germane pe râul Rin. Nu știu dacă imaginea era din Köln sau era din Essen, nu mai mi-aduc aminte exact, dar era o imagine cu anii 70, o autostradă cu 6 benzi, prezent, o pajiște verde. Dar autostrada e tot acolo, doar că e în subteran. Pentru că realitatea este că dacă vom fi puși în situația în care să alegem între, este o alegere greșită și va fi o alegere în care alegerea corectă va deveni una ideologizată, subiectul va mai fi unul care se va pune într-o cheie de citire corectă și vom fi în punctul în care să alegem fie distrugem drumurile și plantăm copaci, fie rămânem și ne dezvoltăm economic. Și asta este o alegere falsă. Și de multe ori suntem puși în fața acestei alegeri false. De fapt, avem nevoie de un echilibru între cele două și, de fapt, de foarte multe ori, cel puțin dacă întâlnă la Timișoara, care lipsește centură, care lipsește în L4, de fapt, suntem în punctul în care tocmai lipsa infrastructurii ne oprește și ne frânează ca să devenim un oraș mai verde și un oraș mai puțină poluare. Poate să pară o chestie contraintuitivă sau o mentalitate un pic vetustă. Nu este. Este nevoie de această infrastructură. De exemplu, este nevoie de Inelul 2, de pasajul la Bader, de podul peste Bega, ca să putem să scoatem traficul rutier în Timișoara, care circulă pe sub un monument clasa A. Noi avem în Timișoara un bastion medieval sub care circulăm cu mașina. Ăsta este rolul lui. Și o întrebare retorică pe care o pun, dar nu vreau să-i dăm răspuns, este oare îl folosim cum trebuie acest bastion dacă la asta îl folosim să trecem cu mașina pe sub el? Bun, pentru că tot ai menționat de o clădire, aș vrea ca cumva în încheiere, înainte să mergem mai departe cu partea a doua acestui eveniment, să-ți spun de două cumva investiții în clădiri în care cred eu foarte mult și să ne spui tu care sunt ale tale preferate, cumva pe care le vezi tu în viitor, pentru că într-adevăr o bună parte din frustrarea orașului cumva și de sentimentul ăsta că am rămas un pic în urmă este că încă ne lipsesc anumite părți importante de infrastructură publică de care alte orașe de această mărime în România, dar mai ales în alte părți în Europa, dispun. Și aici e clar pentru mine stadionul
cumva, dublu stadion pe care îl facem e important, adică stadionul pe Buzeașului pe care îl construim noi acum din partea primăriei, dar sper și mâine va fi mare cumva ședință de guvern, bine, mai degrabă de campanie, dar sper să și voteze ceva real pentru noul stadion mare Dan Păltinișanu. Dar un alt favorit pentru mine, cu siguranță, este noul spital municipal, unde tocmai am încheiat acest acord cu Banca Mondială, unde va fi un, pentru prima oară, nu doar în Timișoara, ci în România, aș zice, va fi un parteneriat public-privat, care, și poate mai fac această paranteză, noi suntem destul de da, frustrați poate uneori, pentru că avem investiții publice care devin foarte, foarte scumpe. Bine, acest fenomen nu există doar la Timișoara, ci peste tot, care sunt tergiversate, firmele care nu sunt serioase, care cumva intră în insolvență și spun ceau, după ce au mâncat toți banii, dar au finalizat doar 60% și așa mai departe. Și ne-am tot întrebat ce instrument putem să folosim ca să evităm acest lucru cu un spital care a mai eșuat odată, că fix acolo pe Torontoarelui vedem ruina. Sau la Spitalul de Copii. Sau la Spitalul de Copii, exact, unde acum cumva suntem pe ultima sută de metri, dar 10 ani după ce trebuia să fie gata. Și atunci, împreună cu Banca Mondială, am găsit acest mecanism că vom căuta prin licitație o firmă care ne livrează acest spital la cheie, și abia în ziua în care primim cheia, începem să plătim. Și nu doar asta, ci care își asumă să opereze spitalul din punctul de vedere tehnic, deci nu din punctul de vedere medical, timp de 20 de ani. Astfel încât firma să aibă un cointeres să construiască rapid, ca să acceseze banii noștri, și de calitate, pentru că ei va trebui să plătească pentru orice fel de reparații. Noi atunci, timp de 20 de ani, plătim clar un preț un pic mai mare decât ar fi fost dacă am fi cumpărat clădirea, dar măcar avem această garanție de calitate și de durabilitate. Deci asta este un proiect în care eu cred foarte mult. Mulți îmi spun că e o fantezie, că e doar o chestie de campanie și așa mai departe, dar suntem foarte, foarte încrezători. Și ce este, de ce o spun în acest context? Pentru că am vorbit despre această zonă de nord, acolo sub aeroportul Cioca, unde facem și o zonă mare de agrement, dar unde deja acum vedem că se dezvoltă de fapt un mic hub medical, unde vom avea și Institutul de Oncologie, tocmai acolo unde acum este ruina. Un pic mai în nord vom avea nou spital municipal, la început doar cu, nu știu, jumătate din secții, dar cu mult spațiu să se extindă în viitor. Asta să facă următorul primar. Vedem deja primele puzuri care erau gândite pentru dezvoltări rezidențiale, care vin acum la noi și spun: vă rog, am vrea să regândim un pic investiția noastră și să dezvoltăm servicii private medicale în această zonă. Deci e o investiție foarte interesantă și importantă. Și înainte să răspund tu la întrebare, mai dau un alt exemplu pentru astfel de investiții ancore, unde de fapt noi creăm printr-o investiție mare publică, meritată de acest oraș, creăm condiții ca o zonă întreagă să se dezvolte. Și același lucru, cred eu, va trebui să se întâmple și o nouă filarmonică, care nu este doar o clădire cu o funcțiune de care avem nevoie, pentru că nu avem o sală de concerte acum, adică cinematograful Capitol nu este ce trebuie pentru a invita orchestre și artiști de renume și așa mai departe. Deci avem nevoie de o filarmonică, dar mai mult decât atât, investiția în filarmonica în sine, acolo unde va fi făcută, va de fapt crea o ancore arhitecturală, urbanistică, pentru a dezvolta o zonă întreagă, în acest caz, cel mai probabil în 700. Și cred că asta este cumva o gândire integrată de care Timișoara are nevoie și o ambiție, pentru că toate aceste proiecte sunt scumpe, dar
cred că trebuie să ne asumăm această maturitate, să spunem da, ne permitem și da, avem nevoie în astfel de, de astfel de clădiri, monumente noi, să zicem, din partea generației noastre. Care ar fi cele două singură, de ale tale? Dacă există trei aleguna. Ok, singură. bun, mersi. Mai ales că ai ales Filarmonica și nu vreau să fac eu alegerea asta, că e o discuție amplă despre locație și cum putem să integrăm acolo în așa fel încât și locația să se păstreze și integrarea să fie în regulă și piața să supraviețuiască. Alegerea mea ar fi una foarte simplă, este Multiplex City și nu este o alegere pe care o fac din perspectiva sectorului cultural și mi-asum că zic asta, deci este o alegere pe care o fac din perspectiva sectorului tehnologic. Adică noi în Timișoara suntem un oraș industrial, suntem un oraș care are centru de cercetare și dezvoltare. Cred că la număr de angajați într-un singur centru, adică cred că avem printre cele mai mari centre cu număr de ingineri angajați într-un singur centru, într-o singură firmă din România. Și la chestiunea asta suntem foarte buni, avem în orașul ăsta probabil undeva la 15-20 de mii de ingineri care lucrează în R&D, în Research and Development și care sunt cumva închiși acolo în niște mici castele corporate și nu prea ies în lumea reală și pe care avem nevoie să-i atragem în spațiul public, avem nevoie să implicăm civic, avem nevoie să-i angajăm și avem nevoie să intrăm, să-i punem în contact cu mediul cultural artistic. Și oamenii ăștia sunt o resursă fabuloasă a acestui oraș, nu doar ca și capital uman, nu doar din perspectivă economică, da, pentru că ei sunt motorul, până la urmă, de bază al economiei locale, ci sunt și niște consumatori tot mai fini și tot mai profesionalizați de cultură, de divertisment, de produs cultural. Iar Multiplex City cred că poate să aibă acest element de catalizator între lumi diferite și mai ales cred că poate să genereze un nou sector în Timișoara, sectorul de gaming. Pentru că este o industrie care efectiv explodează, care a depășit în ultimii ani industria de film din lume, o industrie care leagă perfect tehnologia cu arta și cu mediul cultural, iar și aici sunt multe nișe și nu vreau să cădem în toate discuțiile de nișă. Și cred că Timișoara nu își poate permite ca și oraș care se autoproclamă, nu, un oraș industrial, un centru tehnologic, un oraș care mereu a reformat și a creat tehnologie în România să rămână doar la cablaje, supape, calculatoare de bord, cauciucuri și caroserii. Cred că avem nevoie să înțelegem diversificarea asta tehnologică pe orizontală și să începem să ne folosim resursele creative și tehnologice într-un mod cât mai divers. De asta cred că Multiplexity poate să aibă acest efect. Bun, un pledoaier pentru ingineri cu valențe culturale a fost un pic și experiența ta personală. Bun, îl invit pe scenă pe Lavinius Petreanu de la Radio Timișoara care va prelua moderarea de la mine și mulțumesc. Împreună cu el și Musafirii și deci va urma o scurtă sau nu știu cât de scurt discuție în panel și apoi și ultima parte în care printr-o aplicație putem să și afișăm întrebări din sală. Exact, mulțumim, bună seara, foarte interesante planurile despre care ați vorbit. Cu siguranță că cei din sală au deja în minte o mulțime de întrebări. În curând preluăm întrebările, cum a spus, un cod QR, se scanează, este foarte, foarte simplu. Vă spun la momentul oportun despre ce e vorba. Full startul și, foarte simplu, pe scurt, legat de proiectele, conceptele de care ați vorbit. Cam când, care e orizontul de timp care vor deveni realitate? Da, cea mai dificilă întrebare pentru mine și într-un fel am învățat să nu mai promit nimic pentru că orice termen dai, tot mai găsești un constructor care mai sparge o țeavă de apă, cum s-a întâmplat ieri la gelul acolo. Dar bineînțeles că pentru mine, cum să spun, și încerc să răspund scurt, unele lucruri le-am demarat deja despre care am vorbit, am și zis, toate aceste strategii, puzuri, dar și proiecte de investiții sunt pe drum, unele le-am bifat deja, cum e Pugul sau GIS-ul, care o să dureze, nu știu, 6 luni, da? O să reușim în 6 luni să dăm drumul la GIS.
E bine că va fi după alegeri, deci nu mai puteți să mă trageți la răspundere dacă va dura 7 luni. Dar eu zic că în 6 luni GIS-ul va veni. Dar bineînțeles că marea majoritate a proiectelor de fapt sunt o sarcină pentru o generație întreagă și sunt fără termen. Important e tocmai să avem această viziune pe termen lung și o spun și din perspectiva unui politician care, da, funcționează cumva în gândirea asta de, v-ați văzut-o în gluma mea de acum cu data alegerilor, care funcționează în acest ciclu de 4 ani, dar e extraordinar de important pentru noi ca o comunitate să nu domine această gândire în cicluri de 4 ani și ce nu-i gata în următorul mandat n-are valoare, ci tocmai să ne, cumva să ne păstrăm ambițiile pe termen lung dincolo de cicluri electorale. Dar, încă o dată, nu vreau să eschivez întrebarea, adică multe lucruri se vor vedea destul de repede. Mulțumim. E momentul să invit pe scenă pe invitații din această seară. Alexandra Trofin, arhitectă, manager cultural și asistent universitar la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara. De curând a înființat biroul propriu de arhitectură, Atelier Spațial, iar în 2020 s-a alăturat echipei Beta, Bienala de Arhitectură din Timișoara, pe care prezent-o și coordonează. E membru al Colegiului Director al Ordinului Arhitecților din România, filiala teritorială Timiș, în funcția de vicepreședinte, responsabilă de proiecte de scară mare ale filialei, precum Beta sau în contextul Timișoara 2023, Capitala Europeană a Culturii, celebra pepinieră 1306 plante pentru Timișoara, dar și programul Îndrăznește, ne vedem unde vrem. Bine ați venit, îl invit pe scenă și pe Șervan Sturza, cofondator al Ordinului Arhitecților din România, președintele Fundației Pro Patrimonio România. A locuit un sfert de veac în Timișoara, a lucrat în cadrul Atelierului de Urbanism și Renovare Urbană IPROTIM din Timișoara, a predat la Liceul de Arte Plastice, iar mai apoi la Institutul Politehnic din Timișoara. După Revoluție și-a deschis propriul birou de arhitectură, iar între proiectele de referință pentru Timișoara la care a contribuit sunt restaurarea Pieței Unirii, modernizarea Sălii Capitol, renovarea Palatului Baroc, dar și proiecte precum Planul General de Urbanism. Ovidiu Șandor, antreprenor, atât în zona de business, cât și în zona culturală și educațională. Ovidiu Șandor este dezvoltator al proiectului City Business Center, al The Office Cluj-Napoca și a proiectului Mixed Used Isho. Cofondator și președinte al British International School of Timișoara, este unica școală internațională din vestul țării, președinte al Fundației Art Encounters, entitate care din 2015 dezvoltă un important program de artă contemporană, inclusiv Bienala cu același nume, care anul viitor ajunge la cea de-a 6-a ediție. Bun venit tuturor! Și pornim la drum cu o întrebare extrem de interesantă, sper că și răspunsul să fie la fel. Cum se vede orașul din perspectiva dumneavoastră? Cum sunteți influențați? Fiecare influențați modul în care arată și dezvoltă Timișoara. Și voi începe cu domnul Ovidiu Șandor, cred că microfonul este aici. Da, mulțumesc de întrebare complicată și necesită răspuns îndelungat. Timișoara, sigur, e un oraș care cred că e bine poziționat. Pe de altă parte, nu cred că e suficient de bine poziționat. Cred că Timișoara trebuie să fie un oraș care are mult mai multă ambiție decât până acum. Da, e important să avem cât mai multe zone ale orașului curățate, puse în ordine, făcute mult mai plăcute pentru locuire și așa mai departe. Dar cred că Timișoara trebuie să meargă mult mai mult decât atât din punct de vedere a ambițiilor, în ciuda dificultăților respective. Aș spune că e important, sau aș vrea să punctez că e important că dezvoltarea unui oraș are doi vectori
majori care împing această dezvoltare. Pe de o parte, ce am văzut în prezentarea de până acum, vectorul administrației publice, care sigur că trebuie să fie un jucător activ, trebuie să fie un jucător articulat, trebuie să fie un jucător care știe ce dorește pentru oraș, dar în același timp dezvoltarea unui oraș se întâmplă și printr-o masivă contribuție a vectorului privat, vector privat fiind de la cineva care își cumpără un teren ca să-și construiască o mică căsuță, până la marile dezvoltări pe care le vedem evident și în Timișoara. Și cred că mă bucur să aud rostit foarte mult cuvântul dialog, pentru că chiar cred că este nevoie de acest dialog între vectorul administrativ și vectorul inițiativă privată. Nu cred că vectorul administrativ va putea rezolva toate problemele, toate doleanțele, toate serviciile necesare, toate infrastructurile necesare în acest oraș, indiferent dacă vorbim de locuire, dacă vorbim de cultură, dacă vorbim de sănătate, dacă vorbim de aproape orice componentă care tradițional intră în sfera controlului administrației publice. Și mă bucur să aud mai des acest cuvânt dialog. În România poate noi avem așa o frică de dialog, pentru că dialog de multe ori îl punem în relație cu niște practici de care vrem să scăpăm în această țară. Pe de altă parte, trebuie să învățăm dialogul real, constructiv, transparent, care aliniază cei doi vectori. Nu cred că e bine să avem un vector administrativ care aleargă pe un culoar singur și vectorii privați să alerge în alte direcții, așa cum nu e bine nici vectorul privat să tragă după el vectorul administrativ, da? Și partea asta cred că e importantă în Timișoara. Ce am încercat noi să facem până acum, sigur pe zona de dezvoltare fizică a orașului, e poate proiectul acela City Business Center, care la momentul la care l-am creat a adus în oraș o infrastructură care nu exista ca tipologie, birouri de clasă A, dar într-un dialog cu primăria, cu arhitectul șef, am discutat extrem de mult și de modalitatea de punere în ordine de urbanizare a zonei Pieței 700, care s-a întâmplat până la un anumit prag, inclusiv parcajul acela subteran de lângă direcția financiară a fost sugestia noastră și așa mai departe. Și chiar s-au făcut atunci anumite studii legate de Piața 700. Mă bucur să văd că revine în interes, cred că e absolut o zonă importantă. Acum, sigur, e de văzut dacă Filarmonica e cel mai bun lucru acolo sau nu, dar clar e o zonă de studiat. Și apoi, sigur, cu proiectul ISHO, care cred că e iară un proiect cumva important pentru oraș și prin dimensiunea lui și prin poziționare și prin faptul că aduce un mix de funcțiuni. Avem, spun mereu, patru componente, trei verticale, locuire, birouri și hotel și o componentă transversală, partea de servicii și retail, pe care o vedem foarte mult într-o filozofie din asta de lifestyle support. Într-un cartier, poate neighborhood, termenul mai potrivit în română, nu cred că avem un cuvânt, care încearcă să implementeze acea idee a orașului de 15 minute, în cazul nostru cartierul de 5 minute, un cartier unde pe 5 hectare accesul auto e interzis și e doar acces pietonal și pentru biciclete, dar în care să ai toate funcțiunile necesare, de la, cum ziceam, locuire la cafenele, gym, bănci, farmacie, magazin alimentar, parc, conectare la pistele de biciclete care există atât pe Malul Beghei cât și pe Bulevardul Tache Ionescu și așa mai departe. Deci cred că e un exemplu foarte interesant și important de arătat că doar mixul de funcțiuni poate duce lucrurile înainte. Aici subscriu la ideea densificării, avem discuții cu anumiți antreprenori care au tipul acesta de afaceri de, nici nu știu cum să le spun, de parter,
servicii, Horeca, retail și așa mai departe, și mulți din cei care vin din București, de exemplu, către Timișoara, se plâng că Timișoara nu are suficientă densitate care să permită funcționarea unor astfel de servicii în mai multe zonele orașului, da? Lucru care, sigur, nu e bun nici pentru oraș. Da? Și atunci, într-adevăr, cred că o densificare atent făcută acolo unde are sens și interzis acolo unde nu are sens, e importantă. Și aici aș adăuga o a treia metodă de creștere a orașului. S-a vorbit de sprawl-ul acesta urban, de densificare, dar eu cred că Timișoara nu știe să fructifice ceva pe care o are, moștenire tot de la Imperiul Habsburgic, cea mai densă rețea feroviară din țară. În ziua de azi distanța nu se mai măsoară în kilometri, se măsoară în minute. Cred că Timișoara trebuie conectată cu un sistem de S-Bahn, tren urban sau ce termen vreți, de comunele din jur, de orășelele din jur. Cred că locuirea ideală în Timișoara ar fi să locuiești într-o căsuță frumoasă între vii la Recaș, să cobori pe bicicletă până în gară, acolo din jumătate în jumătate de oră să vină trenul pe care urci cu bicicleta, ai coborât în piața 700 sau pe unul din cele 7 peroane urbane din oraș și cu bicicleta te duci unde ai treabă, pe pistele de biciclete și prin coridoarele verzi ale orașului. Deci cred că și aceea e o resursă care încă nu își găsește articulația. Și scuze pentru răspunsul lung. Da, sigur, încercăm să contribuim pe zona culturală. Cred că Timișoara trebuie să-și construiască un profil. Timișoara nu are în exterior un profil clar. Uneori vorbim de IT, uneori vorbim de automotive, mai vorbim uneori de cultură, dar nu știm foarte clar nu ce vrem să fim. Poate aia cred că cumva știm, chiar dacă nu știm să articulăm, dar trebuie să punem mai bine degetul pe ceea ce vrem să spunem că suntem și că vom fi. Și acolo cred că e important Timișoara să-și construiască un profil mult mai clar articulat pe care să-l folosească ca să atragă tinerii în universități, să atragă oameni bine calificați care să lucreze aici, să atragă turiști și așa mai departe. Și da, a treia zonă în care sunt implicat, cea educațională, cu un proiect care mi se pare exemplu de manual, unde niciodată o primărie nu ar prioritiza o investiție de tipul școală internațională într-un oraș ca Timișoara. Pe de altă parte, un oraș ca Timișoara nu va putea fi ceea ce își dorește să fie fără să aibă o școală internațională în Timișoara. Și vă pot spune că primării din alte orașe ne curtează intens să deschidem școli similare în orașele lor unde lipsește o astfel de școală, da? Dar evident că o astfel de școală n-ar fi fost niciodată pe agenda unei primării, pentru că sunt alte priorități mai importante. Și aici vreau să arăt importanța acestei complementarități între ceea ce poate și vrea să, sau decide să facă administrația publică, ce trebuie încurajat și trebuie lăsat să facă privatul. Și sigur e acea zonă din mijloc pe care iar ați amintit-o foarte frumos, de parteneriate public-privat. Cred că trebuie și în țara asta să eliminăm frica de lucrurile astea. Parteneriatul public-privat nu e ceva negativ. E ca și banul. Banul poți să-l folosești pentru ceva bun sau pentru ceva rău. La fel și parteneriatul public-privat. Poate fi ceva născut într-o mlaștină din niște interese și atunci e ceva rău, sau poate fi construit atent, transparent, în beneficiu atât public cât și privat și poate fi ceva bun pentru dezvoltarea unui oraș. Mulțumim, Ovidiu Șandor. Dacă domnul primar sau domnul viceprimar doresc să intervină pe parcursul, da, cu drag, avem aici trei microfoane. Alexandra Trofin, cum se vede orașul din perspectiva dumneavoastră? Cred că de obicei pot vorbi de sub multe pălării, atât cea de reprezentant a organizației profesionale pe care o reprezint, dar astăzi vreau să vorbesc mai mult din perspectiva de coordonator al Bienalei de Arhitectură,
aceasta fiind și, de fapt, acțiunea sau activitatea în care sunt cel mai mult implicată. Pentru Bienală, cred că mereu am încercat să fim într-un fel de acord și să ne acordăm, de fapt, la direcțiile de dezvoltare ale administrației locale. În acest an celebrăm 10 ani de activitate a Bienalei. Pregătim cea de-a 5-a ediție în această toamnă și BETA, ca proiect al filialei teritoriale Timiș a Ordinului Arhitecților din România, a devenit un proiect reper destul de repede de la apariție și un proiect strategic la nivel național, pentru că a demonstrat, prin eforturile susținute ale echipei și prin acțiunile pe care le-am avut, că poate funcționa ca un think and act tank pentru oraș, adică un fel de hub de ideație, dar și de acțiune, care poate testa scenarii de utilizare ale unor spații și ale unor bunuri comune ale orașului. Mi-am dat seama foarte repede că există o nevoie de consolidare a infrastructurii culturale locale, mai ales din punct de vedere al spațiilor dedicate activităților culturale în Timișoara, și așadar ne-am dedicat resurse și expertiza pentru a deschide sau activa aceste tipuri de spații. Aș menționa doar câteva dintre ele de pe parcursul activității noastre. Poate activitățile pe care le-am derulat la Gara de Nord sau la Palatul Poștei printr-o expoziție în 2020, dar cred că cea mai de succes ar putea fi deschiderea Palatului Ștefania, pe care am reușit să o facem cu un suport foarte solid din partea administrației locale și a Centrului de Proiecte, la ultima ediție a Bienalei în 2022. Și, bineînțeles, tot în BETA, prin activitățile noastre, s-a creat programul Privește Orașul, un program dezvoltat constant din 2016 până acum, care și-a propus să crească nivelul de apartenență a cetățenilor la spațiul public și să crească și să dezvolte o responsabilizare a acestora față de spațiul public prin diferite intervenții de arhitectură de scară diferită de-a lungul timpului. Apropo că tot s-a discutat de Piața 700, în primul an, în 2021, când a fost pus pe lista bugetului local ideea de a face concurs de arhitectură acolo, imediat ne-am mulat pe această idee a primăriei și am realizat un concurs prin care am construit o masă rotundă în Piața 700, tocmai pentru a aduna toți actorii locali și să discutăm despre viitorul acelui loc. Asta este doar un exemplu de tipuri de acțiuni pe care le facem și prin care încercăm să venim în sprijinul administrației și al orașului și al bunurilor comune. Bineînțeles, Privește Orașul a crescut până în 2023 cu Pepiniera. Pepiniera, care cred că a fost un proiect al orașului, un exemplu de succes de negociere a dezacordului, a identității orașului și a valorilor sale, și care, bineînțeles, a deschis un loc de dialog și de discuții despre viitorul acelui spațiu. Așa cum se discuta, de fapt, la finele anului 2023 în cadrul Vector, în cadrul evenimentului în care se discuta despre cultura ca practică urbană, cred că titlul de capitală culturală europeană a însemnat, de fapt, o oportunitate pentru noi de a explora cu toții potențialul absolut fabulos pe care acest oraș îl are și să demonstrăm cu toții, să-l activăm și să-l activăm cu toții. Și cred că am făcut-o foarte bine, dar acum ne trebuie stabilitate tuturor pentru a putea să continuăm să lucrăm
în continuare, pe termen lung sau mediu măcar, în ariile în care activăm. Așadar, cred că se vede bine, se vede dinamic. Simt că cred că simțul apartenenței și al comunității este tot mai mare. Avem o comunitate critică și implicată și cred că acesta este un motiv de bucurie și de mândrie. Alexandra Trofin, mulțumim! Șervan Sturza, aceeași întrebare, aveți un microfon acolo, cum se vede orașul din perspectiva dumneavoastră? Ați și influențat Timișoara, foarte mult spuneam ceva mai devreme despre restaurarea Pieței Unirii, renovarea Palatului Baroc. Da. Mi-am notat aici câteva lucruri, sunt... N-am să ating decât o idee care mi-a venit acum câteva zile, dar la care, din cauza lucrului pe care l-am avut aici cu foarte mulți prieteni, am să încerc să fac un fel de imagine, dacă îmi permiteți, circa 5 minute, așa, mi-am notat câteva lucruri. Deci ideea ar fi că aș propune un termen, un sintagmă, pe care am să încerc să o dezvolt și care s-ar chema un dispozitiv urban identitar pentru Timișoara. Cu rugămintea să țineți microfonul un pic mai aproape, să ne audă și cei din sală. Și aș vrea să spun că, participând în fine la diverse proiecte în Timișoara, inclusiv la concursul pentru Piața Victoriei, la care am făcut câteva ilustrări aici, am să repet câteva chestii care probabil că le știe toată lumea, și anume faptul că succesiunea de piețe publice și de străzi, care deosebește net Timișoara de celelalte orașe românești, ar trebui să ne dea puțin de gândit. Și mai ales dacă, în paranteză, aș putea spune că Bucureștiul nu are nicio piață publică la ora asta și nici nu are nicio șansă să-și facă vreuna. Toate piețele sunt de circulație. Deci, în Timișoara, fiecare piață a fost construită cu un scop și are un caracter propriu. Și ele, împreună cu străzile de legătură, au generat un traseu urban care a intrat în conștiința locuitorilor. A intrat în conștiință ca o valoare, care e socioeconomică, dar și artistică sau de divertisment. De la un corso tradițional la traseul pietonal extins, și de aceea acest grupaj de spații publice a început în ultimii 30 de ani să fie perceput în ansamblul său ca un bun public cu potențial de dezvoltare. Și el a fost studiat ca atare și în școlile de arhitectură și în cercuri restrânse de arhitecți și de administrație care a dezvoltat proiecte pe tot parcursul anilor ăstora, în măsura în care au avut nevoi și disponibilități. Perioada asta de capitală culturală poate fi considerată un punct maxim de utilizare al grupajului ăsta de spații. Și acum aș face o observație sau două despre Piața Victoriei, care este o verigă esențială în acest grupaj de piețe, care a fost tradiționalul Corso, care a trecut prin momentele 1989 decembrie, dar și prin experimentul Turnului Verde, și că toate acestea, plus multe, multe altele, fac din spațiul ăsta urban un lucru foarte important. Ce înseamnă asta? Că se observă o tendință de dezvoltare rizomică, ramificată, pe care concursul de urbanism pe care l-am parcurs o dezvoltă, mai ales spre sud, spre Băiga și partul catedralei, dar și spre est, în Piața Huniade. Și această dezvoltare rizomică înmagazinează niște rezerve importante socio-umane și artistice, care s-au comportat ca o valoare arhitecturală și artistică majoră, unitară,
gândită, administrată și construită pe o durată relativ lungă. Ultimul an, cel puțin, ne convinge de chestia asta. Și ca atare, v-aș propune ca succesiunea asta de piețe și străzi, pe care noi o cunoaștem, de la nord la sud, de la Piața Unirii până la Canalul Bega, dar și până la Piața Plevnei din Elisabetin, să-l numim, aș spune eu, dispozitiv urban identitar pentru Timișoara. I-am dat un nume așa, o să vedeți din ce cauză. Deci dacă acceptăm acest fapt și mod de percepție, ne vom însuci noi înșine o gândire rizomică de simultaneitate care să ne va determina în, tot logic, în mod logic să trecem treptat de la un urbanism reparatoriu pe care l-am menționat aici și domnul primar și domnul viceprimar, la un urbanism cu nuanțe ecologice, cu sinergii nuanțate multiple, mai sensibil și mai adecvat caracterului acestui oraș. Și atunci, coridorul verde-albastru al Begăi, biodiversitatea, calitatea aerului în general, logica viului vor fi integrate în cotidian și sper că vom trăi mai înțelept. Deci până acum, nimica nou, doar un rezumat. În dispozitivul urban identitar al Timișoarei propun câteva repere. Sunt mult mai multe, dar... Deci aș propune să trecem de la o gândire în care măsura e metru pătrat la o gândire în care măsura e metru cub și unde valoarea este condiționată de calitatea spațiului exterior, care este tridimensional. Asta înseamnă și bani și gândire și tot felul de alte lucruri. Să abandonăm gândirea caselor cu patru fațade, să trecem la o gândire și la administrarea caselor cu cinci fațade, în care învelitoarea acoperișilor are rolul său economic și estetic. Dispozitivul urban făcut din succesiunea piețelor și străzilor timișorene și care reprezintă un teritoriu social complex, simfonic, ar trebui să fie atent controlat, pentru că există niște elemente foarte interesante. Cafeneaua aș considera-o unul din principalele elemente de tradiție centrală europeană care facilitează comunicarea, schimbul de idei și negocierea. Piața Huniade și toată gândirea din jurul operei cu pasajul care urmează să fie reamenajat oferă iarăși o paletă bogată de oportunități pentru generațiile tinere și probabil repere arheologice legate de istoria cetății. Promenada tradițională Corso-ul este păstrat cu toate reperele identitare existente și îmbogățit prin diversitate peisagistică. După aia, viitoarea piața Catedralei, care e reconfigurată și care o vedeți în schițele astea, facilitează circulațiile pietonare și permite o întrepătrundere organică între vegetația din preajma Begăi și mineralitatea cetății. Și atunci aș trage o mică concluzie. Dispozitivul urban identitar al Timișoarei, această succesiune de piețe de la nord la sud, care are cam 7 piețe dacă facem o socoteală, trebuie să o poate fi văzută și utilitar, dar și ca obiect de artă. Repet, e singurul oraș din țară care are așa ceva. Aici, evidentul și elocventul în fiecare spațiu urban poate și merită să fie echilibrat, convenabil pentru cetățeanul timișorean sau pentru turist. Asta ne-a arătat cel puțin perioada Timișoara Capitală Culturală. Identitatea orașului capătă relief, devine palpabilă și legitimă și cu siguranță rentabilă. De aceea, pe harta noastră redactată în limbaj arhaizant, cea de acolo, din stânga, o să vedeți pe lângă Piața Victoriei că apar o serie întreagă de intervenții peste Palatul Bega, peste Canalul Bega, peste pasarela pietonală care leagă cele două maluri și face legătură în dreptul clădirii Flora cu speratul meu muzeu Paul Neagu sau extensii urbanistice spre Piața Plevnei.
Asta ce face decât că întregește puțin această succesiune nord-sud a piețelor. Închei cu această chestiune și vă mulțumesc pentru atenție și pentru sprijinul dumneavoastră din ultimii 30 de ani de a dezvolta treptat această spină culturală nord-sud a Timișoarei până la situația actuală, în care s-ar putea transforma, cum am spus, într-un dispozitiv urban identitar care are o consistență specială și care poate fi exploatat ca atare. Oare câte orașe europene au această chestiune atât de fluentă și bine gândită și pe care se poate grefa o serie întreagă de alte proiecte? Mulțumesc! Oameni care vor să strângă capital, timișorenii, bănățeni, în general, sunt oameni care vor să mai cumpere un apartament lângă cele două, unde la bunica, unde la mama. Este realitatea, nu trebuie să fugim de cine suntem. Trebuie să ne cunoaștem, să ne vedem și să ne acceptăm cu bune și cu rele. Un oraș nu prosper economic, care creează taxe, impozite, care susține județe întregi din țara asta. Deci noi suntem un oraș care a crescut, acum domnul primar o să dau aici o știre bombă, care s-a dublat veniturile directe în 3 ani, 4 ani, 5. 5? Ați fi precis? Bine, 5 ani. Asta înseamnă o creștere de 20% pe an. România crește cu 2-3% pe an, da? Și cu deficit de 6%. Dați-vă seama cât de mare e prăpastia pe cealaltă parte și ce car încărcat cu oameni mai puțin sau mai mult harnici trage. Deci ăsta ar fi al doilea cuvânt. Și cred că este unul care ne definește și ceilalți cred că ne văd în felul ăsta. Iar eu, ca vinitură, cred că pot să zic asta. Și al treilea cuvânt pe care l-aș alege ar fi seriozitate, dar cu ambele fațete ale seriozității. Atât cu fațeta de rigid, cât și cu fațeta de consecvent și pus pe treabă. Și este un cuvânt care ne definește foarte mult, cred eu, pe noi și a trebuit să învățăm să le exploatăm mai mult decât le exploatăm până în momentul ăsta. Încă o întrebare foarte interesantă. Care este strategia pentru redresarea și reglementarea vieții de noapte din oraș? Da, îmi permit să răspund eu la această întrebare. O întrebare foarte bună. O întrebare despre care noi, cumva în cadrul administrației, în cadrul Consiliului Local, am dezbătut foarte mult și care, cumva, e o întrebare perfectă care se descrie tocmai aceste nevoi și așteptări foarte diferite cu care se confruntă orice oraș dinamic. E clar că un oraș care vrea să fie un oraș pentru tineri, pentru turiști, pentru studenți, trebuie să aibă o viață de noapte. Și Timișoara, într-adevăr, la capitolul ăsta cumva nu stă foarte bine. În același timp, bineînțeles, ca în orice oraș, exact această temă naște foarte multă cumva revoltă. Chiar am fost, nu știu, săptămâna trecută, am fost în zona Iosefin, unde mai mulți m-au abordat că există acolo un club care cumva mi-au zis, în fiecare noapte și nu mai putem să dormim și da, adică naște foarte multe conflicte. Și cred că două lucruri sunt importante pentru a gestiona aceste conflicte. Pentru că nu putem să mergem în niciun extrem, adică nici nu putem să zicem, da, faceți ce vreți la orice oră, oriunde, nici nu putem să zicem, închidem orașul de la ora 10, mergeți la culcare, dacă vreți să registrați, nu știu, plecați în la ora 11. Mallorca sau, na. Și în primul rând, și subliniez asta, pentru că a fost adeseori înțeles greșit, avem nevoie de o concurență corectă. În momentul în care o parte din investitori au condiții preferențiale pentru că ocupă, nu știu, terenuri ale orașului pe gratis sau își construiesc clădiri fără să le autorizeze și fără să nu se intereseze nimeni, în momentul ăsta, un investitor care vrea pe un teren propriu să investească cu toate avizele, ISU și nu știu ce, și să mai plătească și taxe la ANAF,
în momentul în care nu avem acest tratament egal, nu se va putea dezvolta un sector corect de noapte. Și mulți din ce am făcut în ultimii ani a fost cumva acest efort de a asigura regulile egale pentru toată lumea. Și tocmai pentru că există 80-90% antreprenori corecți, trebuie să îi apărăm pe ei în fața celor care nu sunt corecți. Asta în primul rând. Și în al doilea rând, într-adevăr, cred că avem nevoie și lucrăm aici și cu colegii de la urbanism să definim anumite zone în care încurajăm chiar anumite investiții private pentru o viață de noapte. Și am voie să spun, Gabi, e deja ceva discutat. Adică una dintre ideile pe care le avem sunt tocmai acum discutate și în zona antenelor, unde e un spațiu larg, unde încă nu avem o dezvoltare de locuințe și unde noi ce puțin am putea să ne imaginăm inclusiv o zonă cu mai multe investiții, unde ai și condițiile bune, izolare fonică și așa mai departe. Dar o spun și ca cineva care a trăit, de exemplu, în Berlin mai mulți ani, care are o viață de noapte foarte, foarte bună, dar o viață de noapte care respectă cei care vor să doarmă noaptea. Adică tocmai în clădiri care sunt departe de clădiri rezidențiale, care sunt izolate fonic foarte, foarte bine. Adică poți la Berghain, poți să petreci două zile întregi, fără să te scoate nimeni afară, fără să vină poliția locală. Dar asta pentru că când stai în afară ușii, nu auzi nimic. Și pentru asta, încă o dată, avem nevoie și de investiții corecte și o competiție corectă și încercăm ca oraș să asigurăm asta. Cu siguranță, o viață de noapte nu este ceva, cred eu, unde vreți să se bage primăria și să, nu știu, să facă un club de noapte al primăriei. Adică aici, apropo de nevoia și de mentalitate... Și nu s-a mai cumpărat o lună, că n-ar fi referatul făcut. Da, exact. Da, adică aici clar că avem nevoie de sectorul privat. Da, probabil că însemna foarte multă birocrație. Bun, și la următoarea întrebare. Care ar fi soluția pentru implicarea comunelor din jurul Timișoarei într-o viziune comună? În momentan, pare că o parte din comune nu doresc asta. Există o lege nouă a zonelor metropolitane, făcută acum un an de zile, care este foarte bună, foarte bine gândită și la care vom vrea să aderăm, adică vom vrea să creăm un ZMT după alegeri. Ceea ce este interesant de această nouă lege este că ea vine nu doar cu niște posibilități, de exemplu de a dezvolta puguri metropolitane sau de a face proiecte de investiții la comun, ci vine și cu niște obligații. Adică în momentul în care creezi o structură de genul ăsta pe noua lege, localitățile vor trebui să financeze în mod automat cu o cotă definită prin lege această structură, acest ZMT, și să facă transferuri între ele de bani în funcție de populație și locuri de muncă. Nu intru acum în mecanismul ăsta, dar ce creează chestiunea asta? Creează o legătură financiară care te obligă în mod automat să lucrezi împreună, să faci planuri împreună, să dezvolți împreună. Și cred că Timișoara, având foarte mulți oameni care locuiesc în periurban și lucrează în Timișoara, poate să aibă acest morcov, ca să spun așa, prin care să atragă periurbanul și ca ulterior să vină și cu bățul urbanismului și să reușim să creăm un echilibru. Oricum, ceea ce este foarte important din punctul nostru de vedere este să nu avem o dezvoltare metropolitană cum am avut polul de creștere, unde și Ceacova, nu știu cât știți, dar Ceacova este în polul de creștere Timișoara. Ceacova care este la 40 de kilometri. Deci avem nevoie să creștem în mod organic, în afară de Inelul 1 imediat, da? Ghiroda, Dumbrovița, Moșnița, Giroc, e în momentul ăsta nu văd nicio localitate care să fie pregătită să intre în această structură. Mai vreau să adaug un scurt gând cumva, pentru că asta clar că duce foarte repede la lideri, la politicieni, dar cred că avem nevoie și de o discuție, de o dezbatere sinceră între noi cetățeni,
despre ce înseamnă să trăiești în zona metropolitană Timișoara, ce, nu știu, ce așteptări, dar și ce responsabilități și obligații ai, pentru că mi se pare că unii cumva vor să și mute în periurban cu toate avantajele, să plătească taxe mai mici și așa mai departe, dar în același timp au așteptarea să aibă acces egal la educație, sănătate și așa mai mult, și această presiune, în loc să se orienteze în comunele lor, cumva vine ca presiune pe orașul Timișoara, unde noi avem școli care în 5 ani, școala generală 30, în 5 ani de la 1000 la 2000 de elevi și 2400. Cum? 2400. Între timp 2400. Și e o creștere pe care nu o putem absorbi la nesfârșit, și unde avem nevoie nu doar de responsabilitatea liderilor din aceste comune să investească și ei în această infrastructură publică, dar și de conștientizarea celor care trăiesc în aceste comune, cum să zic, că așteptările lor trebuie să, în primul rând, să se orienteze și acolo unde locuiesc. Mă bucur să văd că cei prezenți în sală s-au prins de sistem, în sensul în care dacă văd o întrebare pe ecran și dau like, aceea urcă 20 de like-uri, având în vedere insuficiența locurilor de parcare din zona centrală a orașului, a Timișoarei. Ați luat în calcul să construiți o parcare subterană sub Piața Victoriei în centru? Am să răspund eu la întrebarea asta. Da, răspunsul este da, virgulă nu. Am luat în calcul, dar ce trebuie să conștientizăm unul la mână este costul. Deci un cost, și aici rog pe Ovidiu să mă corecteze dacă greșesc, un cost pentru loc de parcare într-o parcare supraetajată este între 20 și 30 de mii de euro. Aici vorbim pe parcare de structură de beton, că e profil, că e monolit, nu structură metalică. Iar când coborăm în subteran de la 25 în sus, până la 35-40, depinde câți pereți mulați trebuie să faci și ce întâlnești acolo. Să intrăm în zona Pieței Victoriei, unde avem Poarta Varadinului, avem sit istoric, avem sit arheologic, clar am fi opriți de Ministerul Culturii și nu s-ar putea executa, dar dincolo de asta să introducem, probabil să construim o parcare care ne-ar costa, nu știu, 50 de milioane, 60 de milioane de euro, doar parcarea, pentru poate 600 de locuri de parcare, 700, și asta e o parcare de mari dimensiuni. Eu cred că în momentul ăsta orașul nu-și permite lucrul ăsta, sincer, unul la mână. Doi, cred că este contraproductiv să ne punem între clădirile astea istorice, în situl ăsta istoric, cu cetatea din care încă este sub pavaj, acolo undeva îngropată, să facem lucrul acesta. Și cred că este mult mai util și mai pragmatic pentru oraș să construiască o parcare pe verticală. Ea este deja în proiectare, este contract semnat în spatele magazinului Bega, unde se poate integra în peisajul urban. Putem să facem la niște costuri relativ accesibile pentru tipul ăsta de parcare de o dimensiune mare și tot în zona zero. Și avem și proiectul Consiliul Județean pe strada Paris, avem și proiectul nostru pe vis-a-vis de Țurcanu, adică sunt mai multe parcări de mai mici dimensiuni comparat cu o parcare uriașă sub piață. Îi rog și pe invitații noștri din această seară, pe domnul Ovidiu Șandor, Șerban Sturza, Alexandra Tofinda. Cu ceva de spus legat de întrebările de pe ecran, să o facă liniștiți. Bun, mergem la următoarea întrebare. Cum putem vedea un oraș mai verde, transport alternativ, biciclete, transport în comun și așa mai departe, încă slab dezvoltat? Da, iarăși politicienii probabil trebuie să răspundă. Vedem foarte clar această subdezvoltare și încercăm să luăm măsuri, adică pe partea de transport în comun, probabil știți că înlocuim momentan toată flota de transport în comun pentru a-l face mai comod. Bineînțeles că gândim și la extinderea unor linii și poate Ruben pot să și iei mingea de la Ovidiu și să vorbesc scurt despre cumva planurile pe partea de sistem feroviar. Iar pentru piste de biciclete e, cred că, iarăși și o nemulțumire personală a multora din primărie, pentru că și
Gabi Aimajan și Ruben și eu, adică toți suntem bicicliști și se mișcă destul de greu, tocmai pentru că pentru o reală nouă pistă de biciclete trebuie să regândești toată trama stradală, dispar locuri de parcare pe care trebuie să le creezi în alt loc și este un proces în care de foarte multe ori ne certăm și cu poliția care trebuie să avizeze aceste proiecte, dar avansăm și gândim în primul rând nu în metri pătrați de vopsea, ci în conexiuni de fapt pentru biciclete, cum am făcut acum de la Spitalul Județean cumva până la gelul, pasajul și apoi să mergi mai departe până la gara, adică încercăm să conectăm cât de multe puncte în oraș și să avem piste de biciclete conectate. Și da, până când, nu știu, fiica mea are 2 ani jumate, acum învață să meargă cu bicicleta, până când nu avem un oraș în care ea va putea să meargă singur cu bicicleta în oraș, nu avem o rețea de piste de biciclete sigure și ok. Adică asta trebuie să fie ambiția, ca un copil în Timișoara să poată să meargă la școală singur cu bicicleta. Doar că codul rutier interzice mersul pe bicicletă în România pentru copiii sub 14 ani. Și pe trotuar, să nu uităm. Interzice, și pe trotuar. În mod expres, pentru cei care nu știți lucrul ăsta. Văd aici o întrebare cu încurajarea sectorului privat și aici am să încerc să articulez ce are nevoie sectorul privat, tocmai pentru că în sală e și multă lume din administrație. Sectorul privat are nevoie de destul de puține lucruri. Eu în general spun că cel mai bun stat e ăla care nu trebuie să mă ajute, dar să mă lase să fac. Da? În general, însă, dacă vorbim de administrație locală, cred că în primul rând trebuie claritate legat de ceea ce își propune să facă orașul, ceea ce își propune să încurajeze, ceea ce își propune să descurajeze și așa mai departe, așa încât privatul să poată să-și alinieze planurile cu planurile administrației publice. 2. Avem nevoie de birocrație cât mai puțină și aici sper că nu digitizăm primăria doar de dragul digitizării, ci ca să vedem o birocrație mai agilă, mai rapidă. Și 3. Avem nevoie de impozite mai mici. Da, Timișoara a crescut mult veniturile, dar o parte din ele le-a crescut din PIX, având cele mai mari impozite din țară, ceea ce nu cred că e neapărat bine. Chiar dacă ca și investiții, alte orașe secundare din țară fac investiții mai mari decât Timișoara, da? Deci cam asta pe verificată. Cine investește mai mult ca noi? Cine investește mai mult ca noi? Bugetul local. Cu 3... Nominal, nu. Nu, deci investim... Dacă punem în calcul... Pe bugetă comparată. Microfon. Indiferent. Eu am vrut să punctez cele 3 lucruri de care avem nevoie. Da. Și da. Sunt de acord cu Ovidiu. Avem nevoie de impozite mai mici. Dominic știe chestiunea asta. Dar avem nevoie de un echilibru și avem nevoie de dezvoltare sustenabilă și într-adevăr aici este mereu o discuție între creșterea masei de impozitare, dacă să-ți crești veniturile și creșterea cotei ca să-ți crești instant veniturile. Echilibrul ăsta este unul foarte, foarte fragil, dar ce e nevoie, în primul rând, este nevoie, exact cum ai spus, de predictibilitate și de o piață corectă. Vorbim foarte mult, nu, de liberalism în România, dar avem milioane de excepții. Apoi excepția este exact antiteza liberalismului, că liberalismul tot mai asta spune. Să fim cu toții corecți, nu egali în fața legii, iar statul să nu vrea să decide cine câștigă bătălia economică, ci să se asigure că regulile sunt corecte pentru toți. Mai avem timp pentru 2 întrebări, vă rog, doamna. Da, dacă tot s-a ajuns la a spune de ce avem nevoie, chiar dacă nu vorbesc ca reprezentant al mediului privat, aș putea spune ca organizator de evenimente culturale de ce avem noi poate nevoie. Ați spus, domnule primar, în introducere că
efervescența comunității operatorilor culturali poate să creeze locuri pentru comunitate, să ne adunăm în jurul evenimentelor culturale și ce drept așa este. Putem face asta în cadrul bienalei, o facem cel puțin pe perioada evenimentelor, adică pentru o lună, chiar două în acest an, în această toamnă. Și legându-mă și de întrebarea cu viața de noapte în Timișoara, de exemplu, încercăm să integrăm treaba asta în programul bienalei și în fiecare weekend din cadrul bienalei să încercăm să activăm treaba asta în cadrul expozițiilor pe care le facem. Dar neavând un spațiu constant pe care să-l putem utiliza și activa prin program, putem face asta doar foarte punctual în momentele în care facem activități culturale. Cred că pentru operatori culturali care își demonstrează capacitatea de a fi repere în viața culturală timișoreană, posibilitatea de a avea un spațiu de a activa pe perioadă mai lungă poate să ajute inclusiv viața de noapte a orașului sau generarea unor evenimente și adunări publice cu comunitățile. Vreau să răspund la asta pentru că e o temă, e un paradox acolo și unde recunosc că încă nu am găsit un răspuns foarte bun. Pentru că, din păcate, experiența sau statusul quo este în felul următor. Primăria are foarte, foarte multe și spații, și clădiri, și terenuri, date la foarte, foarte multă lume, dar e ca un fel de gaură neagră. Adică 90% din spații, terenuri date prin HCL-uri de concesiuni și nu știu ce, și mai ales la actori non-profit, în ghilimele, în momentul în care ai dat-o pe termen lung, efectiv se cumva dispare din peisajul orașului. Și pare să fie un efect, cumva în momentul în care ai ceva sigur, sigur, și nu mai există condiții, cumva nu te mai străduiești să pui la dispoziție comunității ceva. Și nu vreau acum să nominalizez pe nimeni și nicio organizație, dar efectiv sunt zeci de spații date unor organizații serioase de foarte, foarte mulți ani, de care n-ai mai auzit absolut nimic. Și noi cumva ne luptăm cu această tranziție, în primul rând să recuperăm o anumită parte din aceste spații, la terenuri ați văzut deja, dar putem să intrăm și pe partea de saduri și așa mai departe, și unele spații sunt foarte generoase, adică pe de o parte să le recuperăm, unde bineînțeles, peste tot unde iei ceva, e cumva mare scandal. Și pe de altă parte să găsim acest echilibru între proceduri competitive, cum facem la Bastion acum, centrul de proiecte, a făcut un call, cine vrea să folosească Bastionul pe o perioadă de, nu știu, de la o săptămână la câteva luni, și e un fel de evaluare, dar recunosc că încă ezităm, deși au fost cereri, să, nu știu, ia tu 1000 de metri pătrați la Bastion pe 5 ani. Ar fi fabulos pentru cineva ca voi, dar dacă după aia ne trezim că nu avem capacitatea din partea administrației să urmărim că acest spațiu chiar e dat înapoi comunității și se întâmplă ceva mișto acolo, atunci iarăși am dat kicks. Și acolo încă experimentăm cu diferite forme, dar sunt absolut de acord că acolo ar trebui să ajungem, să avem parteneri și privați și non-profit care și-au demonstrat seriozitatea și care folosesc resursele orașului pentru a da ceva înapoi comunității. Domnule Surda, despre vectorul privat ați spus că doriți să spuneți câteva cuvinte. Da, vreau să spun câteva cuvinte care sper să nu jeneze, dar care, tocmai pentru că suntem împreună, trebuie spuse. Deci, vectorul privat pentru un arhitect sau pentru o echipă de arhitecți care se pune în slujba primăriei, și mă refer aici la concurs, este o chestiune foarte importantă și cred că ar trebui, de față cu toată lumea, să spunem aici că avem dificultăți
în colaborare cu primăria pentru acest concurs, pentru semnarea contractului, și că chestiunea, dacă ar fi privită puțin mai flexibil, atunci probabil că am putea înainta mult mai bine și mai repede, cu avantaje maxime de ambele părți. Și mi se pare că e bine ca lucrurile astea să fie și transparente și privite foarte clar, pentru că avem un drum comun de lungă durată și trebuie să vă bazați pe arhitecții din Timișoara. Mulțumesc! Foarte, foarte scurtă reacție, fără să pot intra acum în detalii. E al doilea concurs, primul concurs în administrația noastră, pe care l-am organizat prin intermediul OAR-ului, deci mai este și o a treia entitate implicată în aceste, în acest proces și aceste negocieri, și să spunem că încă învățăm cu toții cumva în ce condiții se negociază astfel de contracte, și noi, bineînțeles, că încercăm să obținem cel mai bun rezultat pentru oraș. Dar vreau să iau ocazia asta, și cred că o întrebare mai avem, doar să mai subliniez, apropo de arhitecți, dar și firme locale, că suntem și noi un client bun și interesat. Primăria a avut în trecut nu neapărat cea mai bună reputație ca și client, dar pot să spun că în ultimii 4 ani, și Matei Creveanu e martor, care ordonanțează toate plățile, am plătit la timp, plătim facturile noastre, nu avem întârzieri și suntem un partener de bună credință, și avem firme care au venit cu mare ezitare la o licitație, firme de construcții, de exemplu, și care între timp sunt foarte entuziasmați. Asta pentru firmele serioase. Firmele neserioase nu sunt foarte entuziasmate de colaborarea cu noi, pentru că dacă nu fac ce și-au asumat, mergem și în instanță și impunem penalități, pentru că apărăm interesul orașului. Dar încă o dată ne-am bucurat dacă din ce în ce mai multe firme serioase, timișorene și nu numai, ar veni la licitațiile noastre, tocmai ca să putem alege mereu cea mai bună variantă. Și mai avem timp de o întrebare. A adunat cele mai multe like-uri până acum, a urcat în clasament. Orașul se dezvoltă în vest-nord-vest, se are în vedere lărgirea ieșirilor din oraș, care sunt încă la nivel de o bandă, Torontalului, Săcălazului? Pe termen lung, da. Da, în acest moment nu sunt în primărie proiecte inițiate care să aibă ca și obiectiv imediat aceste două artere, pentru că prioritatea principală în acest moment nu sunt radialele, sunt inelele. În același timp, cred că, nu știu, noi nu am discutat acest subiect, dar cred că pot să exclud o variantă care a fost aruncată pe piața ideilor, nu știu, de o săptămână, de... Cum? Exact, de a face 6 benzi și pe Calea Șagului, și pe Torontalului, și cred că și pe Aradului și Lipoveșii, adică peste tot unde putem să facem 6 benzi. Cred că am trecut de această epocă și sper să nu ajungem în situația în care astfel de idei vor fi implementate. Și o ultimă întrebare atunci. Timișoara are densitatea cea mai mare de farmacii, bănci și săli de jocuri păcănele, ceea ce nu întâlnim într-un oraș european. Cum putem rezolva problema? A fost în sectorul 5, cine spune asta. Da, nu știu, cea mai mare de... În România nu sunt, poate în centru istoric. Da, din păcate, aici cu Paula Romocean, consilier local, am purtat multe discuții despre asta. Pârghile legale sunt destul de limitate. Acum, cică, există o nouă lege în sfârșit a păcănelelor, care interzice păcănelele doar pentru cei care stau într-un oraș sub 15.000 de locuitori. N-am înțeles logica, deci pentru Timișoara încă e liber la păcănele. Lucrăm la o soluție intermediară, poate printr-un regulament de publicitate și așa mai departe, dar legal suntem foarte constrânși, pentru că
na, investitorii, inclusiv cei care vor să facă farmacii, au drepturi și poate ieși bine așa.